Ar fi intrat în intersecție la culoarea roșie a semaforului și a luat pe capotă o minoră pe trotinetă. Un șofer în vârstă de 64 de ani este documentat de polițiști pentru producerea unui grav accident rutier. Totul s-a petrecut în prima parte a zilei de 29 septembrie, în jurul orei 11:30 pe o stradă din orașul Florești. La fața locului s-au deplasat oameni ai legii, dar și medici cu ambulanța. Potrivit ofițerului local de presă, Lilia Harea, polițiștii au constatat că șoferul automobilului, în vârstă de 64 de ani, ar fi ignorat culoarea roșie a semaforului, iar în rezultat ar fi lovit în plin o minoră în vârstă de 14 ani, care traversa strada la verde cu o trotinetă electrică. Copila a fost preluată de medicii de pe ambulanță și dusă la spital, iar șoferul a fost supus etilotestului. Rezultatele au demonstrat că bărbatul nu consumase alcool înainte de a urca la volan. Poliția stabilește circumstanțele în care s-a produs accidentul, iar conducătorul riscă să fie tras la răspundere în funcție de gravitatea leziunilor suferite de victimă. Precizăm că în primele 8 luni ale anului s-au înregistrat peste 60 de accidente rutiere cu implicarea trotinetelor. În rezultat, 52 de persoane au fost rănite, dintre care 24 au suferit traumatisme grave.